Mersul la școală nu va mai fi la fel. Clasele vor avea maximum câte 10-15 elevi fiecare și se vor face numai 4 ore pe zi. Sunt recomandările Institutului Național de Sănătate Publică trimise către Ministerul Învățământului. Astfel, pare că școala se va modifica mult din momentul începerii noului an pe 14 septembrie. Fiecare oră de curs va dura cel mult 30 de minute, iar una dintre ore se va desfășura în aer liber. În timpul orelor de curs, elevii trebuie să păstreze între ei o suprafață de 4 metri pătrați, regulă impusă și la examenele de la Evaluarea Națională și de la Bacalaureat. Specialiștii scriu că este posibilă creșterea numărului de elevi în funcție de condițiile locale, dar trebuie îndeplinită condiția unui singur copil în bancă, însă nu este precizat ce înseamnă această creștere a numărului. De asemenea, numărul maxim de elevi pe clasă trebuie să nu depășească jumătate din efectiv, iar ceilalți școlari vor face activități online, se mai arată în noul regulament. Concret, specialiștii INSP recomandă participarea alternativă a elevilor prin rotație la orele de clasă online a unei părți din elevi, ceilalți fiind prezenți fizic la școală, de preferat în prima etapă, întrucât asigură un timp de expunere mai redus pentru fiecare elev.